Holul Bigens Mall a găzduit astăzi o expoziție de pictură organizată de Casa de Cultură Tudor Mușatescu. Au fost expuse picturi realizate de artiști din cadrul cenaclului Ide Negulici, artiști care au mai expus și pe alte simeze, artiști deja cunoscuți. Scopul acestei expoziții este nu numai de a participa cu ceva la Câmpul Lung, la zilele Câmpul Lungului, de a onora această sărbătoare a urbei noastre. Scopul este să înnobilăm sufletele alături de simțirile noastre, pentru că în momentul în care pui pensula și pe pânză și te joci cu formele și culorile, sufletul este exuberant, se bucură foarte mult și atunci urmează ca ceea ce dăm pe pânză să dăruim și spectatorilor, privitorilor. Deci, unul ar fi o educație plastică a publicului. Pot să vă spun cu mâna pe suflet că multe din lucrările de aici pot să stea cu brio pe oricare altă simeză din orice sală pretențioasă de expoziție din țară. Și nu numai. Deci, chiar dacă v-am obișnuit cu o serie întreagă de expoziții, să știți că ceea ce am adus acum sunt lucrări noi, făcute și la șantiere plastice, dar și prin atelierele noastre care pe unde le avem. Sunt lucrări, cum spuneam, de suflet și care trebuie privite cu atenție, pentru că scopul lor este să bucure pe fiecare dintre dumneavoastră.